Bună ziua tuturor! Sunt Arotela cu o etalare, pentru, etalare generală pentru iunie și în această etalare vă alegeți voi unul din cele trei numere. Înainte să vă arăt, vreau să vă arăt și acest super trandafir. Este luna trandafirilor pentru mine, la mulți ani celor cu soare în gemeni, în mod special. În această perioadă curtea mai e plină de trandafir, sper să fac în așa fel încât să vi arăt pe toți la un moment dat. Aveți de ales între Evident, numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză. Eu încerc între timp să-mi așez... Mm, mare grijă camera, în așa fel încât să putem continua. Da? Mm, așa, să vedeți un picuț măcar. știți, ce super. super Deci unul dintre andaferii mei preferați, acesta pe care vi l-am arătat. Sper să vi l-arăt odată și în faza de boboc sau un pic înainte de a înflori, e un pic mai închis, culorile sunt mai intense. Domnilor și doamnelor și domnișoarelor și domnișorilor, este un soi special, are un miros ca de parfum, de trandafir, adică chiar are miros, nu trebuie să trandafirii sunt atât de uh, mirositori, dar acesta ba, chiar spre dulceață trage ca și miros. Și un soi destul de vechi îl am de pe vremea bunicului meu și la care încă nu vreau să renunț. Ok, v-ați ales, da? Punem cărțile deoparte pentru numărul... Hai să punem... 3... 2... Ok, și eu o să-mi sprijin cărțile de ele. Și cei care ați ales numărul 1, da? Este o prună un roșu foarte închis spre un roșu foarte închis. Cred că primul și în primul rând e o chestiune care ține de stabilitate, de chakra întâi, dar care trebuie curățată, pentru că e un roșu foarte închis, normal trebuie să fie un roșu intens, cam cum sunt aceste puncte. Haideți să vedem. Ce vă pregătește luna? Ah, am văzut judecata de mai multe ori, am văzut uh, patru de cupe și moartea, niște regrete, dar regretele acestea au adus transformare, am văzut și dragoste, am văzut și bucurie, am văzut regele de spade. Regele de spade poate că pentru unii să fie un semn de aer, mai mult sau mai puțin, sau o persoană mai sobră, rațională, dar în primul rând este latura voastră rațională care a trebuit să fie explorată sau. Descoperit în acea transformare, cred, cred. Judecata. Judecata, evident că ține de raționament, da? S-ar putea cineva să vrea să se împace cu voi. Aha, se dorește împăcarea împăcarea, cineva vrea să vă ofere ceva sau poate voi vreți să oferiți, iau astfel de monede, valetul de cupe, pentru că simte foarte multe emoții, sunteți visul lor, da, visul lor. Evident că poate să fie și invers, poate vreți voi să vă împliniți încă un vis, mai aveți nevoie de încă o cupă ca să fiți fericiți în principiu, sunteți mulțumiți cu voi, dragii mei, dar... Pe lângă această cupă mai aveți nevoie și de o relație stabilă, da? pentru că 10 de fapt înseamnă relație. Relația aici începe. Degeaba sunt emoții, degeaba e fericire dacă nu punem în practică da? ceea ce simțim. Și aici este judecata. Cineva gândește și vrea eventual să se împace cu voi acum. Evident că și voi gândiți că ați trecut și voi prin regele de spade și spuneți mai iubi, mai ținut atâta în lacrimi. Acum am transformat, Vreau să văd dacă chiar meriți a doua șansă sau eu știu ce vrei tu să-mi oferi. Hai să vedem. Iunie. E, cei care ați ales piatra 1 sau numărul 1. Iunie. Facem cruce. Cruce celtică. Așa îmi place mie. Cui nu-i place să treacă la alt canal. nu problem. 4 de monede central. Aș vrea să pun mai întâi toate cărțile. 6 de monede. Provocarea. Sau blocajul. 6 de um, băte. În trecut. În trecut. Glorios. Iau 9 de spade. În prezent 7 de spade. În viitor, pardon, 7 de spade. 3 de băte. 3 de băte. Prezent, viitorul apropiat, viitorul depărtat. Aici. Degeaba vrea cineva a doua șansă dacă nu știe să o susțină practic și pe termen lung. Sfatul, regele, uh, Cavalerul de monede, exterior, șapte de monede, cineva vă așteaptă, dar e foarte precaunare, nu îndrăsnește, dar se vede din trei de bâte și șapte de, de monede că cineva vă așteaptă. Da, tot stă, stă. De ce vă este teamă? De această atitudine, să zic, imatură. E o atitudine imatură în felul în care investește, pentru că investește în relații, de aici este. Valetul de monede. O persoană care tot studiază, da, are, vă vede bine, sunteți prețioși pentru ei, dar nu e suficient. Da, e ok că vă vede ca pe o valoare, ca pe un premiu, dar dacă nu au curajul să -și stau și analizează atâta, timpul trece... Și asta e. Voi nu vreți un valet, aici este, aici e fain. De deci, ce vă este teamă de vale, ci sfatul este cavalerul, da? Cavalerul care întâmplător sau nu e întâmplător este cel mai încet. Totuși, preferați ca lucrurile să meargă încet și sigur decât să rămână în stadiul acesta imatur. Vedem și alte mesaje. Ce vă doriți? Soarele, măi, soarele. Doamne, și eu îmi doresc după atâtea ploi, îmi doresc soare. Deci, nu pot eu să spun, să exprim în cuvinte cât soare îmi doresc. Se vede, da? Le-am pus așa. Stairway to Heaven. Poate că aveți și voi de urcat. Ce -a reușit să faceți? Șapte de bâte. Hmm. Hmm. Încă șapte, nu? E șapte, șapte, șapte. Poate să vă spună ceva. Hmm. Da, e un cavaler de spade care vrea să vină, dar... Tot stă și se gândește un cavale de spade, un personaj care vrea să vă spună ce are pe suflet. Acum, acest trei de spade vă poate reprezenta sufletul vostru rănit, poate să reprezinte și inimioara lor frântă. Cred că amândoi în această așteptare v-ați frânt inima. Sunteți dezamăgiți și unul și celălalt. În special, personajul care este mai matur. Ia uite, a reapărut trecele de spade despre care am vorbit. Interesant apare aer și pământ, dar nu musai, că sunteți voi aer și pământ. Unul este fertil, este abundent, este cu capul pe umeri și picioare pe pământ, da? Nu contează zodia, repet, puteți să fiți orice zodie, da? Ideea este că și regele de spade este mă, cu capul pe umeri, prea pe umeri și picioarele poate prea înfipte în acest pământ. Ideea este că acest personaj creează, nu doar gândește. Aici este o mare problemă. E marea problemă care trebuie rezolvată și care a dus la dezamăgiri. Unul stă și analizează, da, se vede, am spus de la început, stă prea mult în această hiperanaliză, pe când celălalt își dorește bă, practicabilitate. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede care este ce? Premergătorul reginei de monede. Avem nevoie de gesturi practice. Ei, și uite așa s-au creat niște blocaje, niște blocaje la un moment dat. Da, s-a dorit să se meargă înainte, să se dorește în continuare o schimbare, iar regina de spade, schimbare de energie. Dorința de a călători, dacă sunteți la distanță cu trei debute, faetonul și lumea și roata norocului dorința de a călători, poate că a fost o distanță între voi, dar afară de distanța fizică, dragii mei, este și hiperanaliza cuiva. De există un semn de aer care are pasiune, dar degeaba iau uite, Dacă lucrurile stagnează, degeaba are pasiune, își analizează impulsurile, vedeți? Își analizează impulsurile. Ar fi dorit să vorbească, poate ca și vorbi, să schimbe ceva, dar nu a comunicat cum ar fi trebuit să comunice. Nu a comunicat cum a trebuit să comunice. Eu e trei, pentru că ține, trei înseamnă, înseamnă mercur, ține de comunicare. Acum. Central, 4 de monede. Puteți să fiți voi, după dezamăgirile prin care ați trecut. Vreți uh, oameni uh, concreți. Uh, regele de spade este într-adevăr logic, are potențial, dar uneori e prea glacial și nu nimic nu poate să crească. Apropo de, de temperatură, da, că și acum plouă și da, mai scăzut un pic temperatura, nimic nu poate să crească dacă este într-o atmosferă. Prea rece, da? Avem nevoie de un pic de căldură. Aveți nevoie de soare, vă doriți soarele, da? Fac așa un paralelism cu agricultura. Poate are legătură, poate nu are. Pentru unii posibil să aibă. Ideea este că cineva dezamăgit, pe de-o parte, a fost prea obsedat de bani și de niște reguli, probabil învățate din, zic, probabil, pentru că poate să varieze, dar. Pentru mine, mai mult ca sigur, acest stil de abordare a fost învățat în familie, pentru că patru înseamnă casa a patra a căminului, a familiei. Și dacă nu este familia în relațiile karmice pe care le-a avut, a învățat să um, abordeze situația doar din. Um, da, raționament, din, nu raționament, din logică. Logică, ce este practic? Dacă. dacă Facem bani împreună, merge treaba, tragem unul de altul și mergem în continuare, da? Nu și-au bazat relațiile patru, casa, căsnicia sau căminul sau familia ceofii, nu le-au simțit ci din perspectivă emoțională, aici vreau să ajung, din perspectivă emoțională, spirituală, pasională, nu. Am nevoie de parteneri care să-mi susțină eu știu ce idei. Acum că acest personaj este. Vedeți, variază pentru că e colectivă. Este cel la care vă gândiți, la care încă țineți, chiar dacă vă dezamăgi, posibil. Dar, pe de altă parte, pentru că întotdeauna este o, o altă față a aceste, acestor cărți, da, apropo de Gemeni, de latura duală, nu duplicitară, duală, o altă față a acestei cărți este și faptul că și voi nu mai vreți nici așteptări. Nici pe cineva care stă și gândește și nu acționează, da? Uite, se vede aici că nu acționează. Șapte de monede, că e pre precaut. Că e precaut, că este frică. Șapte de bute, este frică. Nouă de spade, îi este frică. Nu mai vreți așa ceva, vreți? Aici este. Și poate într-un fel și voi v-ați blocat oarecum inima față de ei, pentru că este în suflet, este central, da? Sau din cauza lor ați ajuns să vă gândiți la relații altfel. Da? Pentru că văd aici în continuare foarte multe monede. Blocajul este sau nu blocajul, provocarea este să ieșiți din patru și să intrați în șase. Să echilibrați lucrurile, să învățați să dați. Da? Sau, eventual, ei să învețe să dea. Poate, repet, dacă este personajul la care vă gândiți, ei trebuie să învețe să ofere. Da? Din patru să ofere trei. Sau măcar una, da? Și să rămână ei cu trei, cu potențialul, cu creșterea spirituală, da? Că trei de monede, foarte frumoasă cartea. Aici este. Uite, aici sunt ei patru. Mai trebuie încă două. Care se regăse regăsesc aici cavalerul și uh, valetul. Dar n-au decât una. Știm, patru și cu unul intri în cinci. În probleme de cuplu. Aici este provocarea. Să se echilibreze situația. Nu poți să stai așa într-o atmosferă strictă și nici voi nu aveți voi. Aici este semnalul să vă închideți sufletul din cauza acestor influențe. Nu învățați că e provocarea și eu, a voastră, nu a doar a lor. Învățați să vă echilibrați, da, să vă deschideți, da, să fiți generoși, că șase de monede înseamnă generozitate. Fiți generoși chiar dacă aveți puțin, pentru că de unde dai, de acolo ți se mai dă. În continuare, în trecut, a fost cineva cu niște victorii. Dar, mai presus de victorii, a fost cineva care a vrut să vă cucerească. Că o fi venit acest personaj într-un anume fel, și n-a avut totuși curajul să se implice cu șapte de monede, trei de, de băte, n-a avut curajul să se implice, practic, avem multe monede, repet poate să varieze, pentru că degeaba a încercat să vă cucerească, dacă ei în suflet au fost foarte stricți, da? Și la un moment dat, când lucrurile ar fi trebuit să avanseze, da, apără și dezamăgirea, când lucrurile ar fi trebuit să crească, personajul a preferat să fugă. Știi ce să fugă, dragii mei? Pentru că avem regele de spade. Dar vorbesc a trecut. Interesant este că acea carte reprezintă, o să clarific, reprezintă viitorul. Poate în viitor, o să vedem ce apare la clarificare, în viitor își va schimba atitudinea față de acel stil vechi în care fugea de responsabilitate, fugea de, de anumite etape ale relației și, din potrivă, în loc, degeaba a fugit pentru că și-a atras suferință. Asta în trecutul îndepărtat, această atitudine, să zic, cuceritoare, sau poate, nu doar cuceritoare, un pic egoistă. Există și, și vibe-ul ăsta de egoism al unui personaj. Pentru că șase. În, prim, nu, în primul rând, pentru că este un cal. Calul, pentru mine și pentru alții, da? înseamnă mișcare și mesager. A venit cineva, într-un fel în preajma voastră doritor să vă cucerească pentru că știa că atrage atenția dar au rămas în cu sufletul mic cu sufletul mic au rămas, probabil pentru că au fost primiți într-un anume fel defensiv și dacă în continuare revin în aceeași formă, ne evoluați, ne transformați că v-am zis, am văzut transformarea la fel îi veți primi defensiv, depinde de ei dacă manifestă Male preot, creșterea spirituală, transformarea, stabilitatea, asumarea cuvintelor, gesturilor, pașilor. Repet, nouă de spade, dacă sunteți suflete perechi, se poate manifesta și la voi. Grijile lor le simțiți și voi telepatic. Deci nu au apărut cupe, dar vă zic în cazul în care. Da? Oricum sunt niște griji. Dacă i-au plecat înfricoșați de, eu știu, intensitate sau de perspectivele, da? pentru că e o perspectivă mai de soarele, da? Și regina de monede, de perspectivele pe care le-au simțit, dacă au fugit, pentru că degeaba ai perspective dacă nu te implici, nu? Și și-au adus și ei, v-au adus și vouă stres și-au adus și lor stres, nouă de spade. În prezent așteaptă, speră, încă mai speră, există chiar dacă e o distanță, dar eu simt că e mai mult comunicare, nu doar distanță, deși am văzut și distanță. Dar trecând peste partea aceasta a călătorilor, trei am zis înseamnă și comunicare. Tot speră că vor avea, eu știu ce, ce vor avea, curajul, curajul să comunice, să echilibreze. Da? Să aducă aceste oportunități pe care le-au simțit, să le aducă mai aproape. Repet, poate că și voi sperați că v-ați întâlni pe cineva și vă va, veți simți patru de băte, nu patru de monede, da? Veți ieși din relațiile karmice, vă va echilibra viața și veți simți bucuria unei adevărate relații, a unui suflet pereche. Trei spre, merge spre patru. Da. Ideea este că sfatul în, uh, arată sau nu am exprimat corect, sfatul vă îndeamnă să mergeți către cavalerul de monede. Nu musai către cineva cât să vă construiți voi viața încet, încetișor, că aveți aici o regină de, de monede, dezamăgită cu sunteți, poate că în această dezamăgire repet și voi învăța să fiți mai raționali, și cine vine pe viitor cu aer de cuceritor, dar neasumați, îi primiți cum? Cu șapte de băte, da? Defensivi. Vă puneți granițele personale și asta e. Deci, sfatul este să vă construiți viața. Concentrați-vă, într-adevăr, pe lucrurile practice, dar mare grijă pentru că aveți, într-adevăr, lucruri multe de făcut ca să ajungeți la regina de monede. Depinde și din ce fază sunteți. Ideea este să nu vă blocați inima și să fiți în echilibru. Aici este provocarea, da? Provocare, da? Repet, poate să fie și a voastră, pentru că sfatul vouă vă, vă este adresat. Dacă mai vine cineva în preajma voastră, nu simți mult să ai romantic, orice fel de venire, orice fel de comunicare, de ofertă primiți ofertele practice, chiar dacă este nevoie de muncă, da? Pentru că, în general, atunci când aveți impresia că nu e nevoie de muncă, atunci când avem impresia că lucrurile merg așa de la sine, atunci ne căpătăm această dezamăgire. Exterior, șapte de monede. Cineva vă așteaptă, eventual, iar zi o chestiune de graniță. Cineva vă așteaptă la... A, la portiță. Era o melodie cu o fetiță care cânta cu portiță, nu mai știu melodia, da? Vă așteaptă la portiță, la gard. <laughs> vă urmărește când ieșiți din casă. Glumesc sau poate nu glumesc. Poate așa este pentru unii că știți că uneori facem și channeling. Canalizăm anumite informații. O să clarific și această carte. Exterior, cineva vă așteaptă, cineva vrea să investească. Dacă e acest personaj care vrea să investească, primiți-l pentru că, dacă vrea să investească, dacă stă și așteaptă, Mergeți către drumul vostru, da? către soarele vostru. Dacă vine într-adevăr, se hotărăște și oferă, că aici este frica cuiva, a voastră sau a lor, dacă este din șapte și oferă, da? șapte cu 1, opt înseamnă opt, mi implic care practică, atunci primiți -i. Dacă se implică, înțelegeți, dacă sunteți mai Dacă se implică, practic, primiți da? 7 și cu 1 se transformă în 9 și atunci să zicem că ar putea să fie un cavaler de monede, o persoană, orice fel, poate să fie vecinul care vrea să vă ofere posibilitatea de a, eu știu, planta împreună, da, v-am dat un exemplu, de a planta împreună, nu știu ce, o fasole, Jack și vrejul de fasole, o fasole care ajunge până la cer, mai, mai, ce canalizări ca frumoase. Recitiți povestea aceea, da? Adică, lucrurile pot să pară modeste la început, dar să aibă un potențial, apropo de soare, spectaculos în viitor. Valetul de cupe, repet, poate să fie și frica cuiva și a voastră. Valetul de monede, să fie teama voastră că tot trageți de bani, da? Pentru că ai și o grijă eventual așteptați un, un, ajutor financiar, dar vedeți că e o diferență între valer și cavaler. Ajutorul e mai mic sau mai mare? Aveți nevoie de ceva consistent, da? Nu doar de, de un pănuț, ci de un, un personaj, oricare ar fi, da? Și sponsor, dacă este, care nu doar că vă dă un bănuț, da? Înțelegeți diferența. Vă dă eventual mai mult și efort fizic. Asta face cavalerul de, de monede. Și efort și implicare. Ce vă doriți, soarele? Eventual. Um, vă doriți o persoană crezătoare? în cazul în care nu vă reprezintă pe voi, vă doriți să vă bucurați de viață, să treceți de aceste griji, da? Griji mentale, blocaje. Ia uite, pentru că e casa cincea aleului să, să vă deblocați inima, să vibrați de bucurie și de creștere, creștere spirituală. Vă doriți să crește spiritual, unii dintre voi. Dacă nu e vorba de creștere, vă doriți o dragoste, o dragoste, dar cum arată în viitor, da? Ruptă ca din cer, apropo de Jack și vrejul de fasole, da? care urcă până la cer da? și vă coboară pe pământ cu cele mai frumoase daruri și opțiuni. Vreți implicare, soale și male preot, vreți implicare. Dar, repet, poate să fie și trezire spirituală a voastră, a celor cu care comunicați, pentru că am văzut iar comunicare foarte mult valetă, Cavaleri 3, 3, 7, 7, 7. În viitor există cineva care vine, se fofilează. Cofi, iar, repet, sunt două mesaje, două posibilități. Pentru unii se manifestă, pentru alții nu. Dacă este un personaj care stă și așteaptă că se vede șapte de monede, trei de băte, acest personaj probabil că mai vine, mai vă... În fine, Urmărește până acasă și se întoarce. Dacă vine acest personaj, dragii mei, nu picați în plasa iluziilor și a confuzilor, ci blocați. Blocații, puneți granițe personale în fața celor care vin confuzi. Șapte de spade, șapte de cupe, nu știu ce vor. Nu. Vreți oameni? Asumați, da? Asumați. Cavalerul de monede. Repet. Și nu doar asumați, dar și cu un grad de înțelepciune, că soarele este foarte înțelept, da? Și ce frumos, e o pereche foarte faină, copilul divin și profesorul divin. Aici este... măi, vreți oameni, oameni de oameni, așa zic eu. Hai să și clarific. Totuși central, patru de monede, ce înseamnă? Nu o să le clarific pe toate. Patru de monede central. Aute, șapte de spade, exact personajul care a fugit în trecut... Și care are tendința să fugă, da? Posibil, marcaj, nu zic neapărat semn de aer, marcaj, în, uh, marcaj poate are ascendent, eu știu ce, mercur, da? Marcaj în semn de aer. Ia uite, ce energie toxică, ce lupta egourilor, da? A vrut să vă cucerească acest cavaler, da? Dar intuiția voastră v-a spus că lucrurile trebuie vindecate, cavalerul de cupe vindecate, pentru că aduc răni, au adus răni și... Dezamăgire am văzut o mai devreme, da? Hmm. Mai dăm o carte cu acest. Uf, uite asta. Ia uite-l cum a revenit. Și acest personaj am văzut mai devreme ca valetul de cupe. Acest personaj vrea acum A văz... Dați în urmă, da? Și că s-a maturizat. Doamne ajută, vrea să colaboreze, ar fi minunat. Dacă s-a maturizat și vrea să vă ofer această relație și scuzele înainte. Înainte de toate scuzele, da, ok, primiți, -i. dacă s-au maturizat. Pentru unii poate să fie cineva cu marcaj în semn de apă, de aer, pardon, pofi și apă, sau marcaj în semn de pământ, în mod special, cu marcaj în capricorn, marcaj, nu zi musai. Ok. Nouă de spade. În trecutul apropiat. Ați fost bonovior unii dintre voi. Ia uite, din cauza dezamăgirilor vă atrageți boli, una la mână, și doi, dezamăgirea asta, trei, iau 3 trei și nouă, stresul ăsta, domne. când, iau ce frumos, când o să pot vindeca această rană, această suferință, această neîncredere, când? Mari preotese ce sunteți unii dintre voi, însă, trecând peste asta, peste preoția asta, țineți în secret această durere. Țineți în secret această durere a voastră. Of, nu știe nimeni, da? Nu știe nimeni cât suferiți. Așa simt. Clarificăm eu, în prezent trei debute. Faetonul, asta e. Așteptați să primiți un semnal un semnal și să mergeți către destinul vostru. Am zis chiar dacă mergeți mai încet. Așteptați să vină cineva cu o mașină. Poate așteptați voi niște. Aveți ceva de aștept Așteptați să vină o mașină. să primi... Poate unii. <laughs> Interesant pentru că există ai comerț aici. Poate vreți să vă cumpărați mașină, unii dintre voi, da? Dar. Așteptați o mașină sau așteptați să vină cineva. Sau așteptați pe cineva determinat. V vă zic mai multe variante. Sau sperați. Că veți citi în zare, în cer, în stele, în lună, acel semnal care vă va determina să vă suiți la volan și să mergeți la volan, să luați hățurile da? și să mergeți către destinul vostru. Probabil că în iulie, că acum este talarea pentru iunie, în iulie așteptați ca în iulie să vină niște oportunități. Da? care vă sunt predestinate într-un fel sau altul. Regele de spade se deblochează, poate, poate, preîmpărăteasa. Ia uite, 8 și cu 1, 9. Încercați să vă creați abundența voastră, să munciți, ia uite, 8 și 9. Așa? Și să vă creați granițe, dar să nu vă mai ascundeți în spatele lor, ci să ieșiți în față determinați, da? Determinați, domnule, eu am un destin de împlinit, da? Acum, poate că unii așteptați pe cineva cu marcaj în semn de aer, poate, mai mult sau mai puțin. Ideea este că, poate, acest semn de aer sau de apă, rac în special, gem în balanță sau uh, vărsător, Poate că ei sunt în așteptare și speră că vor veni înspre voi, vor lupta pentru acest personaj care ar trebui să fiți voi. Da. Să ieșiți din dureri, pentru că și diavolul uneori poate să fie această durere care vă intoxică sufletul. Cât mai blochezi sufletul din cauza sau din cauza argumentelor ale Conflictelor mentale? Ah, sufletul vostru e, e, o, e o problemă. Aveți pe cineva în casă, un alt mesaj, vedeți că e alt mesaj în casă, aveți pe cineva cu ca... foarte toxic în casă, cu care aveți tot timpul argumente. Dacă nu sunteți voi, poți să fie persoana cealaltă. Semn de aer, semn de pământ. Închid okay, ochii. Okay. Sfatul, pentru că sfatul ne meu... ia. Aha. Iată, sfatul. Ieșiți din granițe și fiți rațional, dar iau te transformare, dar nu, mai dăm o carte. Sfatul. Clarificăm, regi... cavalerul de monede. Sfatul. Iau Asta e ce frumos. Cavalerul, cine vine cu o ofertă, trebuie să fie pe măsura valorii voastre. Construiți-vă, alt mesaj, construiți-vă cu răbdare valoarea, abundența voastră. sunt tot un soi de regina de monede sau de împărăteasă, da? Mergeți cu răbdare, chiar dacă o să vă bucurați prin septembrie, eu știu când, poate chiar octombrie, de un proiect, mergeți, aveți răbdarea, determinarea asta, de determinare, da? De a vă reconstrui viața. Dacă vine cineva, repet, asumat, primiții Dacă vine. Există o ofertă care a scăpat, ia uite, regele de monede. Tot vrea un personaj care iau, până acum a stat în control, ia uite, ia uite, destul de impulsiv, dar și foarte sobru, ia uite, s-a văzut aici așa patru de monede și împăratul destul de impulsiv, dar și sobru, care și-a creat regulile sale din care n-a vrut să iasă, similar cu patru de monede. O fi alt personaj, o fi același, dar care vrea să construiască ceva, vrea să vă oferă oportunitate, un păcare, după ce v-a lăsat în lacrimi, a trei de spade, da, trei de cupe, poate că au fost ocupați cu trei, Or, nu neapărat că au avut pe altcineva, poate că au fost ocupați cu făcutul banilor, iar variază. Exterior, cine a acest șapte de monede din exterior? a extra, cum apare. Deci acest rege de monede a tot așteptat, a vrut să crească, da, a întârziat, a vrut să crească financiar, pentru că vă vede valoroși, valoroase, dar nu știu cât de confortabil a fost așteptarea voastră dacă nu ați comunicat, pentru că au fost niște probleme, jocuri mentale sau relații karmice, în care ei au avut discuții, variază. au de poate au fost căsătoriți unii dintre ei. Da. O transformare necesară. Blocajele au fost necesare ca să se transforme personajul, să vadă lucrurile, altfel să înceapă un nou capitol, să schimbe energia, da? și să-și direcționeze atracția și energia într-un într fel sau într-o direcție serioasă. Clarificăm, te rog, șapte de spade în viitor. Șapte de spade. Aveți toate semnele, mai puțin apă, da? Aveți rac. Ia uite, șapte de spade. Puneți capăt acestui, ce frumos s-a clarificat. Acestor personaje le, le, puneți capăt de capitol. Nu îi mai primiți în viața voastră. Dacă s-ar putea să... Să fie o relație online pentru unii, o relație la distanță. Ce la distanță? Greu merge, greu. Da? Dar eu zic că puneți capăt acestui personaj un personaj destul de șmecher cu niște strategii. Interesant. Unii dintre voi vreți să vă dezvoltați și spiritual, dar să, să rămâneți și creativ regina de băte da? și, și soarele. Vreți să, să radiați creativitate, încredere în voi, dar în paralel să aveți și această creștere spirituală, să vă ascultați intuiția ca să nu mai greșiți, să nu mai suferiți. Revin iar cineva din trecut o să vină. Ea tot îmi apare chestia asta. O să vină să-și ceară scuze, să ofere ceva valoros de aute. S-a vindecat, așa zice. Așa, așa mi arată tarotul. S-a vindecat, da? Și vrea eventual să exprime că a ținut secret această pasiune pentru voi, dar voi hotărâți dacă primiți acest personaj. Ce este acest soare? Clarificăm soarele în poziția dorințelor. Da, ce frumos, nu? Ce frumos! Vreți să terminați cu problemele mici și de cuplu și financiare și cu frigul, da? Vreți să radiați soarele și împărăteasa. Ce frumos! Ce frumos! Posibil! Vă doriți ca personajul care v-a pus în frig și în ceață și în separare și în tăcere, un personaj frumos de altfel, îi doriți mai calzi și în primul rând treș spiritual și cu calul activ, pentru că în partea asta nu e mostă activă. cofi taur, -o fi balanță, -o fi alt, personaj cu un venus, marcant, variază. Ideea este că voi vreți creștere, soare și V-ați bațătura de fric și de probleme, da? Și de probleme fizice. Nu, nu mai vreți să trageți ca doi amărâți, da? Vreți un cuplu adevărat sau dacă nu se poate cuplu, să străluciți, să vă bucurați de viață și de abundență și de grădina voastră și de reușitele voastre. Văd multe zodi, iau regele de spade. Posibil, acel rege de spade. Vi doriți altfel sau vor veni altfel când se tot apare regele de spade și... Suferința voastră a declanșat și suferința lor, dar și trezirea lor spirituală și gândesc acum altfel, gândesc acum altfel și eventual simt că își doresc o împăcare, dar degeaba își doresc ei, cinci de cupe, uite că au fost lacrimi, degeaba își doresc, rămâne de, depinde de voi ce alegeți. Ia, tot apare, tot apare, tot apare. Clarificăm pe rog frumos șapte de bute, că sunteți foarte defensivi șapte de bute. E dreptul vostru, este normal, este de înțeles. 7 și 9, da? Aici este schimbarea, ce frumos, pentru că au fost lacrimi, au fost lacrim. oho, din cauza unui aventurier super rațional, acest personaj va a adus multe decepții, multe decepții, dar a fost și o lecție spirituală foarte importantă. Aici este, Aici este atitudinea voastră defensivă. Aici, în continuare, este un pic diferit. Aici sunteți în spatele granițelor, aici în fața granițelor. Determinați cu acest, da, soare, determinați să vă păziți granițele, dar să mergeți către abundență, către soare. Că... Ce frumos că așa am făcut și lucrarea. Ultima lucrare ce ridică și strălucește. O să pun pe Facebook-ul meu. Da? Și aici este creșterea, trezirea voastră spirituală. În ce sens se manifestă abundența, nu? În ce sens? Nu poți să ai abundență dacă stai în spatele granițelor, ești limitat. Abundența înseamnă expansiune și atunci trebuie să ieși în afara granițelor. Și aici este creșterea spirituală. Și aici este tot așa, este și alegerea. Nu vreți oameni care vă creează confuzii, ci voi în această situație complicată prin care ați trecut, alegeți. Alegeți ce? Creșterea spirituală. Și creșterea spirituală vă, vă spune așa, vă șoptește, vă strigă, rămâne de văzut. Da? Interesant că și unul și altul are o bătă pe care se sprijină. Poate că mai are mult până să ajungă mare preot acest personaj, dar iese din granițe și le păstrează în caz de nevoie, dar nu stă înfricoșat în spatele lor. Apropo de frică, de conflicte, de, de relații toxice și karmice, da? Interesant. Da? Aici este lecția, pentru că nu înseamnă uh, Jupiter. Frumos, interesant. Am zis asta pentru că a plâns. Din cauza unei persoane mai sobre, aventurier, într-adevăr, plină de pasiune, dar lucrurile au fost diferite. Da? Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, da? Aș mai putea să mai clarific, dar unii vor, alții nu vor și Până la urmă, ăsta e, ei ne place să se ducă în altă parte, decât să stea unii și alții să critice. ce mai bine să ar uita în grădina lor, da? Și să vadă ce sunt ei în stare să facă și fără să asculte, eventual, fără să se ghideze. Ok, asta era numărul 2, da? Cei care ați ales numărul 2, ați, aveți, ați ales acvamarinul. Acvamarinul ține de Intuiție, de intuiție, de apă, de emoție. Rămâne de văzut ce o să iau te. Valetul de cupe, eremitul, studiați. Studiați cum să învățați să vă exprimați emoțional. Eventual, e o tăcere între voi și cineva, cinci de spa. Ia uite, altă regină. Și aici, ca și la celălalt număr. Iar o chestiune care ține de comunicare. Un personaj abundent, o regi... mare preoteasă și. Marele preot și împărăteasă. Un personaj abundent poate căsători. Uh, nu. Posibil căsătorite, acolo o dezamăgire în spatele căsătoriei și care îndeamnă, probabil a îndemnat acest personaj să iasă din când în când în afară, da? să-și extindă farmecele. Ideea este că s-a produs o discuție cu cineva, cu voi, voi, cu ei, ei, cu voi, așa. Discuția aceasta, a Regina de Spade, a, a, pus relația, orice fel și amicală dacă ar fi și de, de colaborare, nu se vorbesc doar de amor, da? A pus relația, că sunt două personaje în frig, în probleme, care mult timp, pentru că Rimit o energie destul de, de lungă durată, nu de scurtă durată, cel puțin 9 luni, eu, da? Mult timp a trebuit să învățați această lecție spirituală, să analizați voi sau ei cum să puteți vindeca această problemă, cum poate că ei au analizat ce au făcut și vor să vină cu niște scuze, iar variază. Este că vreți să vă bucurați, vorbești din, variant din varianta voastră, să vă bucurați eventual de vești bune. Numărul 2 șapte de monede și voi așteptați, ia uite, obsedați, de o înfricoșați mai degrabă. Ia uite, nouă de spade și opt de spade. Multe frici, multe frici, mulți dintre voi. frici în legătură cu o investiție, probabil, care ține de pământ, de finanțe, de job, pe de-o parte, dar șapte înseamnă și relații. Cum, în, în, cine să investiți? Ia, uite, moartea, transformarea, S-a încheiat un capitol cu cineva, da? Dar rămâne de văzut ea. Da, e încheiere de, cap... de tot. Rămâne de văzut ce se va mai întâmpla. E extraordinar. Eremitul central, valetul de cupe iaute. Provocarea. Tăcerea, aici este provocarea. Stați în tăcere și analizați și căutați lumina în întuneric sau faceți un mic gest în care comunicați măcar un peștișor o cu, cu puliță, cu piță, cu ușoară de, de, de emoție. Pentru că simțiți foarte multe, dar exprimați foarte puțin, da? Aici este provocarea. Eventual este o poziție peșfecioară pentru unii. Dar poate să fie și în cuplu opoziția. Trei de monede în trecut. Vai, trei de spade Și voi dezamăgiți, ca la număr și eu numărul un era dezamăgit. Ai, ah, frumos, în viitor, în marele preot, în prezent. Oh, ce frumos împărăteasa. Super! Sfatul, faetonul, mergeți, ce fai. Au apărut cărțile, dar acum într-o altă formă, cu alt mesaj. Exterior, regina de spade, aici este. Deci regina de spade, persoana din exterior care vă influențează frica. Ce a determinat această discuție și acea, această atitudine? A determinat o problemă în cuplu. Nu are cum să vă, Evident că nu o să vă doriți să stați la pat îngrijorați. Nu vă doriți să ieșiți în aceste griji. Eventual, pentru unii, dacă știți că, acest, că, că persoana la care vă gândiți e îngrijorată, vă doriți să vină în viața voastră ca să-i să ajutați să treacă peste aceste griji, dar dintr-o altă perspectivă maternă, o perspectivă spirituală, pentru că unii v-ați transforma spiritual în această așteptare, în această situație complicată prin care ați trecut, iau da, ce frumos, veți reuși să faceți o comunicare, să, o călătorie vreau să zic, și să comunicați. Și să comunicați interesant, pasional, plin de inspirație, suficient ca să transformați, Ia uite, o situație și să mergeți către, da, acest... Uh, male preu și regele de monede. Să mergeți, da, Către un personaj, pentru unii care e serios asumat, dar altceva vreau să zic că unii dintre voi, dacă voi vreți să oferiți ajutorul cuiva, veți intra în această poziție de ghid, da? Ghid spiritual și practic. Da. Și nu trebuie, musai să, să vă faceți carieră din asta, deși poate că aveți exteri, uh, scuzați -mă, suficientă experiență cât să. Deveniți în timp profesori, ghizi, coach, da, trainers, ghizi spirituali sau nu neapărat spiritual, poate să fie financiari, da? oameni care ajută practic pe cei care au probleme. Dar nu e obligatoriu. Pentru unii poate să fie o situație... Ia uite. Regele de monede și nouă de monede. Da, mergeți către un cuplu, da? A fost o plecare, o, o plecare. Dar probabil că acum o să vină o revenire. La capătul setului de cărți, 9 de băte. Unii dintre voi, că sunteți voi, că sunt ei, iar variază, vreți să ieșiți în această hiperanaliză, că aveți remitul și patru de spade, același lucru, da? Hiperanaliză care v-a făcut să vă țineți inima ca într-un safe, da? Safe, apropo de monede, că în safe se țin banii, nu inima, da? Chiar dacă este dezamăgită. Dar asta e, ați analizat, e o situație care a fost nedreaptă, a fost nedreaptă, dar vreți să mergeți mai departe, pentru unii poate are legătură cu Zodia Balanțe că am văzut Justiția și Regina de Spade, vedeți. Dar vreți să mergeți de la situații complicate, ape tulburi, apropo de ape, da? la apeline. Aici unde împărăteasă. Și pentru asta aveți de făcut o călătorie și nu doar trebuie să rezistați, să învățați și voi să vă puneți granițe, dar să ieșiți din spatele, în fața lor și să luptați pentru că nu, pentru mine Jupiter și Jupiter este doritor de expansiune și nu poți să te extinzi uneori dacă nu și lupți. Ai nevoie de eventual, nu doar Jupiter, ai nevoie și de Marte ca să te extinzi. Trebuie să fie o colaborare între Jupiter și Marte, da? Ca să vă creați norocul, trebuie să vă și zbateți, dar norocul nu vine doar așa. Asta pentru cine înțelege simbolistic că Jupiter înseamnă și noroc, dar Marte înseamnă compativitate. Da? Trebuie să vă străduiți. Repet, mesajul poate să fie și pentru voi și pentru persoana la care vă gândiți. În inima voastră, acest remit cofise, nu fecioare, mai mult sau mai puțin contează pentru mine. Pentru voi, vă dau așa niște semne. trecut am uitat, deși nu-mi place să dau semne taur, balanță de două ori, taur de două, a, taur de trei ori, da, ba chiar de patru, cinci ori, dacă vreți să fie taur, varianta negativă și pozitivă, da, fecioară, una, două. Balanță, se vede odată de două ori, de trei ori, chiar de patru ori. Rac, să zicem de două ori, poate și pești, poate și un pic de semn de foc, în special leu. Deși 8 de băte mai, mai, mult, mă trimite către uh, Ok. Central, am zis că sunteți îngândurați în sufletul vostru. Se vede această dezamăgire, da? inimă frântă, neîncredere. Din cauza că la un moment dat a fost doi și a apărut o a treia persoană. Un triunghi a apărut la locul de muncă al vostru, al lor, al cuiva. Și dacă nu a apărut a treia persoană, poate a apărut un job, a apărut ceva care a distras atenția de la cuplu. Orice poate fi acest personaj, da? Comunicarea, o veste, da? Orice poate fi. Nu vă fixați munsaie pe triunghiuri amoroase. Am zis că poate a fost o colaborare cu cineva care a dus la dezamăgire, colaborarea n-a mers, n-au fost termenii oficiali. că am văzut balanța, n-au fost actele, n-au fost documentele, n-au fost regulile respectate. Repet, dau mai multe variante ca să nu vă fixați musai pe triunghiuri amoroase. Au fost niște chestii în justiție sau de drepte. Și acestea au dus la dezamăgire pentru unii. Ideea este că acum analizați la maxim. Dar aici este provocarea. Nu puteți să stați în analiză la infinit, da? Ca să puteți să vă bucurați de abundență, trebuie să faceți primul gest, să ieșiți din întuneric, să oferiți o parte din acea stea, din, din speranță. Aici o stea e speranța, nu? Credința. Cum împărtășiți ne această credință la care ajungeți, la care ar trebui să ajungeți mai devreme, mai târziu? Nu doar credință, nu doar speranță, este și vindecarea. Asta înseamnă stea și vindecare, da? Cum? Pentru că valetul de cupe înseamnă o comunicare emoțională plăcută, frumoasă, o veste bună. Așteptați eventual unii să primiți, să primiți vești bune, poate, după o situație în care a stăcut. Iar, aici este provocarea. A fost o tăcere din cauza dezamăgirilor. Pentru unii, vedeți unde sunteți. Dar aici este marea problemă. Tăceți în continuare sau comunicați că cine vine da, cu o cupă, normal de la valetul de cupe se trece la 2 de cupe. Da? Cineva zice ceva, cealaltă persoană răspunde, dar nu o să răspundă cu spadele frumos, să răspundă tot din cupă în cupă, de la suflet la suflet, da? Pentru că aici e lecția, eremitul și marele preot. Pe de o parte, lecția spirituală și nu doar lecția, lecția, vindecării, steaua înseamnă vindecare, și a, a iertării pentru că mare, pentru că împărăteasa este iertătoare, este generoasă, este iubitoare. Aici trebuie să învățați să iubiți chiar dacă ați fost dezamăgiți. Ce frumos e că aici este o inimă și aici este o altă inimă. Ce, ce vreți să manifestați? Inima frântă sau inima iertătoare abundentă și prin asta crește spiritual, da? E frumos mesajul, mi se pare minunat. Se pare minunat. Da? Și am zis, și faetonul, deși aici este așa, și faetonul și-a remit merg către, stea, către stea, către vindecare, către speranță, către credință. O, îl vedeți pe mare preo o să vedeți toarea, da? aici, credința. În viitor. Veți învăța să aveți credință. Și pentru unii, dacă vreți relație asumată, voi trebuie să fiți în această vibrație. Mai presus de toate, împărăteasă, da? Trebuie să fiți generoși în continuare, nu să stați cu inima îngrădită și în lacrimi. Sfatul este să mergeți, să nu stați pe loc, da? Dar nu să mergeți ca faie, ca eremitul, în mintea voastră merge, se gândește, faetonul chiar. Ia hățurile în mână și își conduce viața după stele, după, eu știu, sursa sa de inspirație, după lecțiile pe care le-a învățat, după speranță, credință, da? Merge către destinul său, o să clarific. Deci, ca să fiți aici, în această poziție de împărăteasă, trebuie să fiți aici. Determinați să mergeți către visul vostru, către ce v-ați dorit. Ce interesant ce văd eu aici. Văd aici multe stele. Cred că e acest personaj care vă inspiră, un personaj care vă inspiră și vă atrage. Aveți aici o stea, aici sunt multe stele. Da? Bine, asta înseamnă mai multe, nu o să vorbesc acum despre tot ce înseamnă, dar ca să vă atrageți destinul, trebuie să vă vi vindecat mai multe răni, și să fi învățați sau să învățați să sperați în mai multe direcții. Da? În vindecare, în creștere spirituală, în abundență, în manifestarea a tot ce este mai bun. Exterior, regina de spade, semn de aer mai mult sau mai puțin pentru unii. Poate să fie și un avocat, o avocată, că am văzut totuși justiția mai devreme. Niște chestiuni legale pentru unii. Pentru unii. Iar posibil cineva care hiperanalizează că sunteți voi, că sunt ei, da? Este Mercur, poate să fie Mercur în Fecioară. Wow, Mercur în Fecioară superanalizează. Sau, eu știu ce altă poziție neapărat Mercur în Fecioară. Da? O să clarific din acest personaj. Și dacă nu-i personaj, poate să fie discuția cu cineva. De ce vă este teamă evident? De problemele în cuplu, de probleme de sănătate, de probleme financiare, de frigul ăsta pe care l-ați simțit în suflet, în preajma cuiva, poate, știți că sunt cupluri în care oamenii chiar sunt aproape singuri, chiar dacă sunt un cuplu. Aici este. Și dacă nu-i cuplu, poate să fie și colaborare, vedeți, da? Pentru că v dorit creștere financiară și nu a mers. Aici este, nu a mers, adică a dus către probleme financiare și aici este teama. În continuare, ce vă doriți? Evident că nu vă doriți. Nu o despade. Dar dacă e cineva dezamăgit mai mult decât voi sau care are niște probleme, rămâne de văzut. Dacă intrați în această vibrație de, ma de mare preot, de împărăteasă, preîmpărăteasă, rege de monede și mare preot, aveți potențial să îi ajutați. În cazul în care simt că ar putea să nu vă reprezint, ar putea să fie același personaj nou și cu unul zece. Încă o discuție, încă un gând al acestui personaj, bărbat, femeie, nu contează, ar trebui să-i ducă la acea, acel final de ciclu. Și acea discuție ar trebui să fie pozitivă, nu? Da? Nou și cu unul zece. Gata, discuția. E comunicare, este gândul, este lecția spirituală învățată cu eremitul și marele preot. Este comunicarea care va fi între voi și cineva, puneți că acest personaj, care va aduce inspirație și nu doar va aduce creștere, spirit, abundență, vreau să zic, și creștere financiară, nu? Și cu 1-10, da? Regele de monede și prempărăteasă. Hai să și clarificăm. În viitor aveți male preot. Poate că cineva cu marcaj în semnul taului pentru unică, că văd și regele de monede și male preot, da? Iar, dacă nu e în semnul taului, este marcaj în fecioară. Posibil să vină la distanță să comunicați, variază. Însă male preot, ca să nu vorbim doar de familie, doar de cupluri, male preot poate să reprezinte și un contract foarte important, da? Ia un contract foarte important de care vă puteți bucura dacă sunteți în stare de abundență, da, de frumusețe, atrageți contracte, atrageți spor, dar nu trebuie să fiți în această stare de, de regrete, de lacrimi, chiar dacă unele colaborări au mers prost. Posibil, repet, poate să fie și o colaborare în trecut. Deci male preot poate să fie și un contract. Serios. Și mă refer și la lucru de muncă. Nu e obligatoriu să fie... spiritual. Clarifică-mi remitul, te rog. Remitul. Ia aud. Da, cineva nu s-a deschis. Din cauza că nu s-a... seamănă un pic cu prima etalare. Din cauza că nu s-a deschis... sufletește, a produs dezamăgire, a distrus acest potențial de creștere, colaborarea și acum cor ei care tac și se gândesc și se, se studiază, ar fi minunat, dar dacă nu se studiază, e posibil ei să tacă din cauza că sunt încăpățânați și foarte închistați în ei. Posibil să de pământ, dar nu obligatoriu. Poate să aibă orice alte planetă acolo, Venus, da? Orice semn poate fi acolo. Pentru unii poate că aveți acasă, sunteți într-o relație karmică, acasă, cu cineva și aveți niște discuții. Provocarea este valetul de cupe. Valetul de cupe. Comunicarea. Comunicarea de la suflet la suflet. Clarificăm, te rog frumos, trei de spade. În trecut. Ia, Doi de cupe. Aici este două suflete care trebuie să-și împărtășească și emoțiile, da? Cum am zis mai devreme, da? Dați nu? Nu s-a manifestat în trecut. Rămâne de văzut în viitor. Trebuie, doi de cupe. Colaborarea poate, doi de cupe și poate să semne și o colaborare la locul de muncă, o afacere, ceva. Care cei doi semnează ceva, un contract și au spor. Dar din cauza unor secrete, din cauza unor frici, din cauza unei distanțe. Da. În primul și în primul rând, frica de emoții a dus la dezamăgire. Frica de emoții. Aici e Frica cuiva. Clarificăm, te rog, împărăteasa de curiozitate, deși arată foarte frumos, în prezent. Ce este? Poate să fie mama voastră, mama cuiva, poate voi sunteți mame și dacă nu, chiar dacă sunteți mame sau nu sunteți mame, doi de monede. Cum, da? chestiunea casă. Mama. Cineva are de ales între mamă, casă, familie și dragoste. Și dragoste. Și aici, dragostea care a fost aleasă, casa, familia, patru de monede, în detrimentul dragostei. Carificăm faeton sfatul. Ce are numărul 2 de făcut? Faeton. Ia uite. Domnile, domnilor, doamnelor, dacă sunteți domni, exprimați-vă, dragii mei, pasiunea, atracția, calitățile de lider, hai să nu vorbim doar de asta, dacă vreți să colaborați, să creșteți financiar, exprimați-vă calitățile sau manifestați calitățile de lideri. Conducători, adică. Da? Încredere în voi. Mergeți cu încredere. Mergeți eventual către personaje care vă inspiră, regele de bute inspiră. Depinde ce sunteți. Tineri sau mai puțin tineri, bărbați, femei, puteți să mergeți către regele de bute. Da? Un om care. în jurul căruia este cald, nu este rece, cum e trei de spade, nouă de spade, cinci de monede, da? E o metaforă, este cald, simțiți căldură în preajma acestui personaj. Mergeți către oameni care radiază, care sunt originali, inventivi, creativi, în cazul în care nu sunteți voi. Repet, poate să fie și un personaj cu marcaj în semn de foc. Și dacă nu e un personaj, repet, de câte ori pot, fiți voi aceste personaje, fiți voi acest potențial. Potențialul vostru este de lider, de conducători, într-un domeniu. Atunci când manifestați acest potențial, atunci veți ajunge la abundență, la împărăteasă și în timp, da? La marele preoți și regele de monede. Frumos! Dacă înțelegeți. Aveți încredere în voi. Asta Eventual blocați pe cei care vin și pleacă cu diferite strategii. Da? Runner, chaser. Cu diferite strategii care vă duc la lacrimi. Degeaba este dragoste. iau uite, iar îmi par îndrăgostiții. Doi de cupe. Dacă nu există asumare. Asumarea în spatele îndrăgostiților. Adică alegerea ar fi trebuit să fi fost făcută de mult. Da? să fie o alegere asumată, vindecată, în echilibru. Dar n-a fost făcută. Iar, apropo de alegeri, de ce am zis bine? Mersi. Regina de spade exterior. Regina de spade. Hi, 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 hi. Aici pentru unii poate iar să fie la, că nu-i contract job, poate să fie o familie care consumă, da? Uh, oh, da. Învățați de la cei care v-au consumat energia, dacă ați avut șefi da, sau oameni foarte în familie. Și familie înseamnă nu neapărat cea care v-ați făcut tot, ci cea din care vă trageți. Da, dacă în familie ați avut oameni care v-au pus responsabilități în cârcă, foarte dominatori, v-au ce să faceți, vă au zis dacă e comunicare, ce să faceți, aia, 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 tu făcutare, 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 într-atât încât ați ajuns să vă îmbolnăviți, da? sau să nu mai vedeți perspectivele, să nu vă vedeți potențialul de creștere, împărăteasa și spiritualitatea, aici este frumos. Tăiați, tăiați, varianta cealaltă, tăiați, regina de spade, aceste responsabilități. Tăiați butele la jumate și du de, duceți doar jumate de pachet. Da? Jumate de creangă. Da? Dacă e creanga prea tare, dragii mei, luați-vă un gată, nu, nu cum zic, nu gater. cum zice o domnule, drujbă, mă mică, asta e o drujbă, <laughs> e o drujbă electrică, tăiați, creanga respectivă și duce, duce jumate, nu vă rupe spatele mai. Și se leagă. De ce am zis mai devreme? Mergeți către poziție de conducător, conduceți-vă viața după regulile voastre, după ideile voastre, în conformitate cu energia și pasiunea voastre nu cum for alții. Are legătură, dar aceasta e influența exterioară. că fi cineva care va va obosit, posibil, da? Comunicarea cuiva, o atitudine destul de negativă, e posibil și asta. Și atunci, ce am zis, sfatul se potrivește în cazul în care acest personaj vă pune vă încărcă, prea multe bătei și voi ar trebui să mergeți cu băta voastră conducătoare înspre destinul vostru. Acum, al mesaj. Exterior, regina de spade și 10 de băte. Aceste băte pot să fie de partea lor, a celor care n-au vrut să aleagă, au ales tradiția, cum am zis mai devreme, mersi de inspirație, au ales familia sau jobul sau eu știu ce responsabilități și au stat cu spatele, da, la 2 de cupe. Dacă stau cu spatele, au preferat să comunice în direcția asta, că au avut impresia că le dă stabilitate. E alegerea lor. Este alegerea lor. Iar o chestiune de muncă. Șapte de monede s-au tot gândit la bani. Cum să investească, cum să crească financiar, iar o luptă a egourilor. Au gândit că mai puțin important este să ne bucurăm de viață și de prieteni și să facem bani. Și uite așa o preferat o relație în care sunt lupte tot timpul decât o relație în creștere spirituală. Cinci de monede de poziție fricilor o lasă acolo pentru că este de înțeles să fie acolo. Hai să clarificăm nouă de spade în poziția dorințelor. Nouă de spade. Ia uite, patru de bâte. Aici este. Ce vă doriți? Vă doriți relații frumoase, iar posibil un semn de foc, sunteți foarte stresați și dacă nu-i semn de foc, un personaj care are această, aceste calități, da? E cald, vă simțiți bine, puteți să creșteți, să stați la soare, să creșteți ca o floare împărăteasă, da? Vă doriți sufletul vostru pereche, Flacăra voastră geamănă, nu relația karmică. În care sunteți unii sau ei repet revin sau ei. Da? Dacă sunt ei, știți că suferă, deși își doresc această relație. Dar pe de altă parte, vă doriți unii dintre voi, dragii mei, asta e clar. Unii dintre voi vă faceți griji cum să aveți casa voastră, mai ales dacă trebuie să vă separați, regina de spade, de o relație, repet. Poate să fie și job, poate să fie și o relație karmică, poate să fie și familia, că am văzut din care vă trageți 10 de monede. Și familia din care vă trageți. Și nu vorbesc numai de relații amoroase, sunt relații și relații, da? Aici este vă stresați cum să fac să am casa mea în care să invit pe cineva, pe cine vreau să mă simt bine cu prietenii, cum să am cuplul meu, că văd regele de monede și nouă de monede. Și male preot, un cuplu divin, un cuplu stabil, dar care are și pasiune cu opt de pute. Mm, mm, -mm. Da? Știți că aveți nevoie de comunicare și nu doar de o comunicare practică, să începeți un nou capitol. Vreți să începeți un nou capitol? Naute. Regele de, de cupe și cu 9, de cupe 9 și cu 1 10, iar vreți, dragoste, domnilor. Aute. A fost cineva care, într-adevăr, a, a încercat să controleze mental o situație, a fost pasiune, dar a preferat eventual mai mult. Ah energia karmică a preferat să stea în relații stabile, eventual în preajma mamei, soției, da? chiar dacă n-au fost fericiți. Da? Dacă nu s-a manifestat dragostea care ar fi trebuit, 10, da? 9 și cu 1, 10, vedeți? Mai că vi le arăt 9 și cu 1, 10 și apare și aici, 2 de cupe și a văzut și în Trebuia acel personaj să aleagă. Da? Agicia, nu ținești de alegeri, de manifestări. Dacă nu s-a manifestat, încheiați capitolul și concentrați-vă pe o altă perspectivă, eventual, studiați ceva. Da, e și de comunicare. Clarificăm, mai preot. Unii dintre voi așteptați comunicarea cu cineva sau poate voi trebuie să o faceți. Rămâne de văzut. Poate voi trebuie să vă duceți, să dați un telefon sau să invitați la o întâlnire. Ia uite, re... Ia uite domnule, regele și regina de monede. Regele și regina de monede aici a apărută cum preîmpărăteasă și, dar, pot să fie două personaje. Aici este. Regina de monede și mare preot. Personajul care este în contract căsătorie sau soț-soție sau mamă în contract și alt potențial Pre-împărăteasa și împărăteasa în afara contractului. Băi, ce chestie. E destul de grea alegerea, nu zic că nu e grea. Nu zic că nu e grea, dar eu alegere acum. Ce alegeți? Că poți să ai stabilitate, dar să nu ai creștere și să nu fie parte din destinul tău. Da? în această abilitate să nu poți să-ți manifesti toate calitățile. Creativitatea. Regele de bute e artist, dragii mei, dacă sunteți artiști. Vedeți în ce cuplu puteți să rămâneți artiști. Pentru că nu poți să fii artist sau nu toată lumea te va susține în această direcție. Eu vă zic că înțeleg, știu situația. Okay. Magician, vreți să manifestați stabilitate, fericire, iar au apărut. Vă conduceți viața să începeți o nouă lume. Un nou capitol în care pas cu pas, valetul de cupe, vă conduceți voi viața. Dar vă și vindecați. Și o conduceți, dragii mei, cu emotivitate, cu creativitate. Nu doar cu interes și, și stres financiar. Da. Frumos. Vedem. În principiu. Deci, oricum, în viitor are regina de monede și mare preot pentru unii, să de pământ, dar nu obligatoriu. O persoană care vrea să manifeste stabilitate. Că sunteți voi, că e altcineva, veți trăi și veți vedea. Eu vă zic din experiență, nu vă fixați foarte mult pe zodii sau pe anumite persoane. Lăsați ca universul să se sau mesajele să se desfășoare de la sine și universul să vă arate surprizele sale pentru că eu am făcut de multe ori greșeala asta și nu doar eu uite. Nu doar eu. M-am gândit la cineva și de fapt mesajul era despre altcineva. Ok. Gata. Numărul 3. Cei care ați ales aceste de cărți. E o chestiune care ține de sinceritate, de puritate. Vedem ce legătură are. Da? La capătul setului de cărți, 10 de bute împărăteasa, 3 de cupe, o mare bucurie la care țineți, un suflet pereche deosebit care vă consumă, această bucurie vă consumă. Oh, la care țineți, da, sufletul vostru pereche, dar mic sau flacăra voastră geamănă, a fost, da, de ce vă consumă? Pentru că a fost o ofertă pe care ați pierdut-o la un moment dat și totuși vă aduce multă bucurie. Vedem... Numărul 3. În iunie. Etalare pentru iunie. În general, o să fac și pe Zodii. Va trebui să o fac mai scurt, cea pe Zodii. Central. O, oh, de-aia cântam eu că aveți roata norocului în suflet. Ce frumos schimbare de energie. Adică, dacă sunteți triști, mergeți către bucurie. Dacă sunteți bucuroși, mergeți către... N-aș vrea tristețe. Dacă sunteți bucuroși, mergeți către realizări practice, da? Pentru că energia înseamnă foarte multe. E o întâlnire de destin. Hmm. Trei de de provocare, colaborare, adică apropo de ce am zis mai devreme, e bucurie, da, dar puneți-o în practică, mai munciți la această bucurie. Construiți-o. De ce ne bucurăm dacă nu punem ia uite, frumos la baza. Mai, deocamdată îmi place. La baza crucii, 0. Da? Ieșiți din cerc, din cercul vicios, din restricții și manifestați altceva. Rămâne de văzut ce? Frumos, asul de spade. Până acum îmi place. Asul de spade în trecutul apropiat. Ați înțeles. Vreți să vă rupeți, apropo ieșiți din cercul magic, vreți să vă rupeți de relațiile karmice, să schimbați energia, să manifestați, să comunicați ceva practic. Frumos, arată fain. În viitor apar cinci de bute. <laughs> Va trebui să vă luptați. Pare concurență. În prezent. Oh, ce frumii, frumii. Asul de monede. O oportunitate practică, apropo, da? Dacă vă bucurați, dacă ați înțeles ceva, dacă ați înțeles ceva, trebuie să o puneți și în practică, nu? E frumos ideea, cuvântul, care eliberează de trecut. Și apoi schimbarea de energie, pusul în practică. Degeaba e cuvânt, e vorbă, e vânt, dacă nu este și pământ. Aici e schimbarea, foarte frumos doiași. Și care, în ce constă schimbarea? domne, în implicarea practică. Frumos, frumos. Dar aveți concurență. Că așa se întâmplă apare în video și zece de cupe. <laughs> Sfată, 10 de cupe, ce frumii, frumii. Exterior, niște secrete. Cineva are niște frici sau niște secrete. Rămâne de văzut. Valetul de monede în poziția fricilor. Așteptați comunicarea cuiva sau trebuie să comunicați, să faceți gestul acela. Ați ales, da? Adică ați ales. E frumos, dar vedeți, haide, vă, vă și explic, da? Ați ales doi de, de monede. Ați trecut prin asul de spade și alegeți alegeți să puneți în practică asul de monede, da? Deci, doi. Acum, Africa este acest trei. De-aia apare în pozi poziția provocărilor. Cum fac gestul? Cum dau telefon? Cum invit pe un personaj să colaborăm? Sau cum încep să mă implic? Cum studiez? această manifestare, această creație. Nu de cupă, mai 9 și 10, vai, dar ce frumos, l aveți pe Jupiter lângă voi, în preajma voastră, aveți energie jupiteriană. Pești săgetător și nu ca zodie, deși pot să fie mai puțin mă interesează, ci ca vibrație, mai vibrație frumoasă. Zodie, fiecare zodie în sine e frumoasă. Cum depinde de om cum manifestă. Și nu vorbesc de zodia soarelui, ci de fiecare. Noi, măi, toți avem, apropo de. Da, vedeți aici, să fac așa o paranteză. Aici sunt toate zodia. Toți avem din fiecare zodie câte, ce, câte un pic. Depinde de noi cum manifestăm latura negativă sau pozitivă a acestor potențiale. Cum alegem, cum v-am explicat. Trebuie să alegeți ce direcție luminoasă, întunecoasă și apoi implicarea practică. Studiul, valetul de monede, studiul. Hmm. A, șase de cupe, măi, de-aia vă invidiază cineva. Pe de-o parte și voi trebuie să vă implicați, cinci de vă reprezintă și pe voi, pe de-o parte, conflictele voastre interioare, lupta pe care trebuie să o dați ca să vă întâlniți cu cineva, ca să colaborați cu cineva, ca să creați această, vai, acest vis superb, 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 zece de cupe. Fai de cap, meu, ce faine! Soare soarele și iar apare zodia. Apropo de potențiale, Saturn și Jupiter, interesant, da? De restricții, restricții, acelea care au fost în cerc, da? În cerc, ce frumos mesaj, ce faine canalizări, da? Channeling. Ce faine mesaje vin la voi. Cum ieșiți, ieșiți din acest cerc, cercul lui Saturn și cum vă extindeți, da? Prin Jupiter, înspre soare, Începe să radiați ca și soarele, ce frumie, uite măi, dar ce frumos, 8 de băte, măi, prea fain. Hmm. Să fie cineva care o să încerce să vă, vă afecteze acest potențial, pentru că apare la un moment dat, după 8 de bâte, apare 7 de băte și 5 de cupe. Probabil cineva care e gelos încearcă să vă stea în... Gelos pentru că plânge, plânge după voi. Dacă plecați dintr-o parte, da? schimbați macazul, schimbați macazul, direcția. Vârtiți de volan într-o altă. Ați semnalizat? Dacă ați semnalizat, cel din spate știe și s-ar putea să vă stea în cale. Băi, de ce mesaj revine? La capătul setului de cărți, 10 de... Monede, 8 de cu asul, al treilea as, mă, al patrulea as. Asul de cupe și asul de băte, mai dar ce a fost în spate? Durere mare. Durere mare din cauza unei atracții față de un suflet pereche. Însă, această durere se termină și vă hotărâți să vă vindecați și să începeți viața, apropo de acest foc de Jupiter, iau te la aici, Jupiter este, să vă extindeți într-o altă direcție, lăsați în urmă, eventual, cupele goale, pentru unii posibil să lăsați o relație stabilă, care nu v-a adus, era stabilă, dar nu era plină de fericire și de pasiune, nu era de suflet, era doar stabilă. Ok, în trecut, e acest nebun, dorința de a ieși, da, din vechile tipare, din cercurile magice sau cele care vă țin pe loc. O nebunie. Oricum, dorința de a lua de la zero e mai veche, nu e acum. Faptul că acum se schimbă energia e altă treabă, probabil și planetele ajută, dar această dorință o aveți de mai mult timp. Însă, în ultima vreme, ați reușit eventual să vă rupeți de niște relații karmice, să ieșiți din teacă, adică gândul să nu mai fie închis în, în frică, că nu puteți, a făcut o cacofonie, dar nu contează, că nu puteți manifesta. Gândul a ieșit din teacă tocmai ca să se transforme în cuvânt. și în momentul în care cuvântați, schimbați energia. Da? Pentru că se aude cuvântul, se aude aici în 3D și se schimbă energia și începe să se manifeste cuvântul, prinde formă. Măi, dar ce frumoasă etalare. Cuvântul prinde formă și o formă valoroasă. Cât ține de o colaborare la locul de muncă? că ține de o relație sentimentală, lăsați ceva care v-a adus o stabilitate, nu zic nu, dar mergeți către o altă zonă în care vă simțiți vindecați, da? 8 și cu 1, 9, ia uitați unde mergeți, da? aici mergeți, Că asta vă doriți, da? Vindecare, speranță, dragoste față de voi, ce frumos! Și pasiunea asta care se regăsește, ia uite, Poate că pasiunea e cineva care vă inspiră. Da? Asul de băte poate să fie cealaltă persoană. Al vostru să fie asul de cupe pentru că voi aveți nevoie. e trecut prin aceste probleme. Ce frumos! Asul de bute și asul de cupe. Apă și foc. Și văd aici apă și foc. Care legătură? Apă și foc, da? cu planetele voastre, nu cu zodia, vă zic, nu cu zodia, cu planetele voastre. Clar are legătură, dar pentru asta trebuie să vă știți și harta voastră și harta lor. Și nu e posibil pentru toată lumea. Însă sfatul este să visați cât mai îndrăzneți. 10 de cupe și un vis. Sau aveți, să ziceți, mai visul ăsta nu se poate realiza, dar visați. -l. Visați-l pentru că vă schimbați vibrația. Eventual mergeți. Rămâne de văzut, deși n-am foarte multe mesaje care. Ba da, uite, 8 de, de bute. 8 de bute înseamnă mișcare, călătorie. O să clarific. Dacă e nevoie de mers sau de comunicat, asul de spade, comunicați, mergeți către persoanele care vă inspiră, care vă bucură care vă dau o stare așa de euforie, zece de cupe. E sfatul, fiți euforici, fiți eu, bucurați-vă, mai aici, ce atât mă văd, bucurați-vă. Exterior, dacă o fi același personaj, că văd multe cupe cu planete în de apă, poate să fie și ascendenți și nodul nord, în doar planete, rămâne de văzut. Poate să fie frica cuiva din trecut, da? Cum am zis mai devreme, ați semnalizat, că acum am văzut și din perspectiva conducătorului auto, aveți volanul, aici e volanul, da? Schimbarea de direcție, ați semnalizat că vreți să luați într-o altă direcție și ăla din spate a văzut, opa, și intră în stare de panică. Ce fac? Ce fac? Că cel de lângă mine a schimbat direcția. Vedeți? Valetul de monede. Frica voastră, cum să puneți în practică acest potențial cu cineva? Trebuie să comunicați sau să chemați la o întâlnire, întâlnire șase de cupe și valetul de monede, pe cineva care vă este teribil de drag, dragă. Vă luminează întreaga viață acest personaj cu nouă de cupe și soarele. Vă luminează întreaga viață, da? Am zis, nu e suficient că vă luminează și că vă creează euforie, dar trebuie să și vorbiți. Și v-am arătat mai devreme. Există cineva, șapte de băte apare, care va încerca să vă pună niște probleme, că ei pierd. Ei sunt în pierdere și atunci va trebui să vă luptați. Ori cu cei din trecut, oricum, cei din preajma acestui personaj, dacă radiază și atât de, de fermecător fermecătoare, s-ar putea să aveți concurență, iar variază. Hai să vedem. Oricum, ce vă doriți să sperați? Mare grijă cu aceste cupe, nu beți prea mult. Dacă vă doriți să vă îmbătați, mh, mh. eu zic să, să nu vă îmbătați singur, eventual, să fiți în preașma persoanei dragi, da? 10 de cupe sau 6 de cupe. E o persoană pe care o simțiți ca din altă viață, ca din... de ca și când a trăit o viață împreună. Poate n-ați trăit decât, nu v-ați întâlnit decât așa, de te vor pe stradă. Dar simțiți că puteți să aveți o casă, că ați mai avut case, că... fine, vă cunoașteți. Foarte profundă relație. A zis, vă aduce soare, vă aduce bucurie determinare, inspirație. Clarificăm, te rog frumos, roata norocului. Am zis ce-mi trebuie să clarific. Frumos, până acum. Celelalte două nu au fost așa, parcă. O, hu, 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 hu. o relație da, e interesant. Schimbați energia toxică într-o energie benefică. Ia uite că aici e sfatul, 10 de cupe. Pe de-o parte sunteți și intoxicați emoțional, asta înseamnă și intoxicare și 8 și 9 emoțională, față de cineva obsesie. Dar degeaba aveți obsesia, asta e legătura karmică, tăiați obsesia și manifestați ceva frumos, nu? Că aici e lecția. Probabil, iar aveți, iau, niște jocuri mentale, justiția. Hm. Simt pentru unii acest diavol să reprezintă energia karmică de care încerca să vă separați. Justiția înseamnă și separare, dar înseamnă și karmă. Da? Pentru că sunt niște jocuri mentale, niște discuții, da? Vreți să tăiați această toxicitate și să schimbați macazul, cum am zis mai devreme? Pe de-o parte, sunteți și obsedat să schimbați direcția pentru că. Vă dori și voi fără ce să mai. Eu vorbesc despre voi, nu despre ei. Uh, 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 uh. Clarificăm. Ce sunt mi clarifici? Nebunul? În trecutul îndepărtat, nebunul. Șapte de cupe, da? Aveți po uh, ați avut opțiuni în trecut și probabil că ați ales prost la un moment dat. Deci sunteți în această energie toxică. Da? Dacă la un moment dat ați, ați intrat într-un triunghi, ce nu triunghi? Am zis, nu e obligatoriu să fie o persoană, poate să fie și obsesia pentru banii cuiva sau eu știu, pentru ceva. Dar scoateți acest al treilea element ca să puteți alege corect, da? Cu, cu nebunul și șapte de cupe, eu am senzația că v-ați îndrăgostit de cineva la un moment dat. Da, Erați într-o situație, că fi fost o situație de familie. Împăratul poate să fie un soț, un tată, da? Poate să fie un conducător sau poate să fie o persoană care, cu diavolul și cu împăratul, care încearcă să-și impună dorința, da? Și atunci v-ați dorit, posibil v-ați întregostiți sau ați văzut că aveți și alte opțiuni, da? Și ați dorit să mergeți departe de acest personaj care încearcă să vă conducă viața, da? Să mergeți să, către un personaj care vă inspiră, regele de băte. Dar între timp a apărut tăcerea și niște secrete. În ce sens secrete? Secretul acesta constă în faptul că trebuia să înțelegeți lecția. Tăcerea este de fapt lecția spirituală. Creșterea, transformarea, puterea. Probabil că trebuie să vă luptați, ori vă doriți pe cineva cu planete în semn de foc, ori a vă luptați cu cineva care are planete în semn de foc. Variază evident. Asul de monede. Hai să vedem acum, în prezent sau în viitorul apropiat. As multe, dar am văzut regele de cupe. Mai. Iar sunt multe. A fost doar pe asta. Asul de monede a fost clarificat de marele preot. Vreți o relație spirituală și stabilă, nu toxică. Nu toxică. Ce mai vreți? Clarifică. Vreți un contract pentru unii, un job, un job serios, nu o exploatare, nu pe un personaj care vă exploatează sau vă domină sau vă consumă. Ia, e extraordinar. mare Vreți să mergeți către o legătură spirituală foarte profundă pe care crede, simțiți, simțiți. Acum ați înțeles cu asul de spade, ați înțeles în ultima vreme că această legătură foarte profundă, mai marea preoteasă și male preot, da, poate fi pusă în practică. A, adică, cu alte cuvinte, male preot și marea preoteasă posibil să fie flăcări gemene pentru unii, nu pentru toată lumea, nu obligatoriu, dar dacă simțiți că are legătură cu voi, aceste flăcări gemene pot să aibă o misiune împreună. De aia sunteți direcționați către 10 de cupe și 9 de cupe. Aici e provocarea. Puteți să aveți victorie. După ce ați avut niște probleme de cuplu din cauza vanității cuiva, a mândriei, dorința de a epata, dorința de a avea bani a cuiva, Ia clarificăm trei de monede de curiozite. Sunt multe mami. iau uite conflicte. Ia... băi, deci cum a apărut? asta este. Aici este problema. Personajul cu care aveți conflicte, trebuie să-l scoateți din această construcție. Pentru că trei de e o construcție frumoasă, e o construcție la o catedrală, o construcție spirituală, dar ideea este că nu vă crește spiritual personajul cu care aveți niște argumente. Iar v-a adus multe dezamăgiri acest personaj. Multe dureri. Încheiați acest ciclu. Clarificăm, te rog frumos, 10 de cupe. Poziția sfatului. Ce sfat? 10 de cupe. Ce sfat ofer pentru numărul 3? Regele de spade și 10 de cupe. Mai mai dăm Ah și A, și împărăteasa. Aici este. Iar o chestie de alegeri. Doi de pute, da? Și de rațiune. Rațiune. Gândiți, vă gândiți. Cum să vă manifestați această fericire? Da, regele de spade și zece de cupe. Da, se poate, chiar dacă sunt spade și cupe. Nu contează. Gândul trebuie să fie pozitiv. Aici este. Ce frumos mesaj. Mersi frumos, da? Gândiți pozitiv. Pe de-o parte. Pe de altă parte, aveți aici acest potențial de creștere, de abundență, dar trebuie să analizați, să vă detașați de rănile trecutului și eventual să vă detașați ori de joburi, ori de familie, ori de relații care v-au ținut pe loc din cauza banilor. A stat într-un cerc legați la mâini și la ochi pentru bani, pentru această stabilitate. Aici este lucrul pe care trebuie să-l gândiți, să-l raționați. Raționați. Am zis bine, da? Cum să te bucuri de fericire, de abundență, nu seamănă, da, patru de, de spade și împărăteasa și regele de spade și zece de cupe. Gândiți-vă cum să vă puneți această fericire în realitate. Pentru că se poate. Dar, evident, că nu trebuie să stați în preajma cuiva doar pentru bani. Aici este o lecție. Aici trebuie să alegeți. Sunteți la o răscruce de drumuri? Poate că ați fost, poate că sunteți. Clarificăm, te rog frumos. Și cum am zis mai devreme la sfat, gândiți, gândiți că regele de spate gândește și vorbește mai rar, dar gândiți pozitiv și vorbiți pozitiv. E o chestiune de, de manifestarea cuvântului. Faceți intenții, scrieți pozitiv, scrieți frumos ca să atrageți. Pentru că soarele atrage. E o lege a magnetismului, da? Atrageți sufletul pereche care vă înțelege 6 de cupe, cu care puteți să fiți într-adevăr, fericiți, să aveți speranță nouă de cupe. Clarificăm, luna, rog frumos, influența exterioară, pentru numărul 3. Oh, Regina de spade, perechea voastră. Aici este perechea voastră care are și planete semne de aer și planete însemne de uh, apă. Aici este. Uite, uite ce interesant. Și probabil că așa simt. O să mai pun o carte. Seamănă oarecum cu această uh, legătură spirituală. Amândoi aveți niște misiuni speciale, separat, dar cred că împreună sunteți și mai și probabil că aici este secretul. E un secret, această regină de spade, perechea voastră. Este misterioasă, în primul rând. Și totuși. Este misterioasă pentru că are și niște frici. Pe de-o parte este o problemă la distanță, probabil că distanța dintre voi sau speranța, dorința de a veni, de a-și împlini destinul, iar este o întrebare la care trebuie să-și răspundă și ea, nu doar voi. Seamănă cu o poveste a flăcărilor gemene sau sufletele perechi darmice. Se oglindește și cromatic, da? Apă, aer, apă, aer. Aer și pământ sau apă și pământ. În fine, apă, aer, pământ, foc. În fine. Mai dăm o carte, totuși, pentru Regina de Spade. Să văd dacă este energia karmică sau energia darmică. O mare diferență, evident. Îmi dăm o carte pentru influența exterioară. Doi de monede. Aici este, trebuie să aleagă. Doi de monede, doi de bâte. Ce face? La fel, e într-o situație asemănătoare cu a voastră alege abundența sau stă în lacrimi? Încă mai are de vindecat niște lecții, niște. Hmm. Este frică. Hmm. Mai. Posibil ce am zis, dacă nu are legătură cu voi, ce am spus mai devreme, ar putea să aibă legătură cu ei. 10 de monede. Trebuie să aleagă între frică și creștere între frică și relație stabilă. Unii dintre ei au probleme în casă cu mama, eventual, cu moștenirile, iar moștenire pe filie, din partea mamei, moștenire avere din partea mamei și aici trebuie să aleagă și trebuie să aibă niște discuții care țin de acte de separare. Că sunteți, dar nu, nu sunteți voi, sunt ei. Sunt ei. Pe, și pe de altă parte, acest personaj ține secret. Ce ține secret? Faptul că are în preajmă, acasă, are de ales acasă între stabilitate și. Acel as de spade, acest început în temei, acest adevăr are de, manifest, de ales între adevăr sau familia din care se trage. Aici este secretul și al vostru și al lor. Sper că înțelegeți. Și am zis că se poate reflecta uh, povestea voastră și în, uh, în viața lor într-o formă sau alta. Tradițiile, religia sunt subiecte încă confuze sau în mister, sau încă neînțelese, care trebuiesc înțelese ca să se poată, să se poată alege corect, să puteți manifesta ceva stabil în viitor. Ia uite, justiția cum s-a oprit. Am zis chestiuni legale? Am zis. Aici exterior. La doamna sau cine o fi? Doamna, domnul, cine o fi? Niște chestiuni legale. da, ce? Alege. Ce? Familia sau divorțul? Și familia poate să fie familia din care se trage. Că e luna, e mama. moștenirea pe care o primește sau independența? Aici este justiția. Chestiuni legale, separări, de o situație care le-a adus multă durere, 10 de, de spade. Clarificăm, te rog frumos, 9 de cupe. Ce vă doriți, deși e frumos? Ah, hai, totuși să Nu mai multe mai. Ah? Da, vreți să sperați că puteți manifesta creștere Ia uite, asul de monede, regina de monede, stabilitate financiară. Frumusețe, creativitate. Semn de pământ, semn de aer pentru unii, în mod special gemeni, dar poate să fie și fecioară, taur sau capricorn, și semn de apă pește în mod special. Asta vă doriți. Eventual, vă doriți perechea voastră, soția voastră. Dacă sunteți domni, euforici, îndrăgostiți de cineva, vă doriți, sperați și visați. Și nu doar sperați și visați, vreți să și manifestați acest personaj, da? În viața voastră. Că chiar vreți să fie lângă voi zi de zi? Asta tot încerc să zic. Vreți să fie lângă voi zi de zi? să vă bucurați unul de celălalt. E obsesie aici. Clarificăm cinte de băte. Eu! Ia uite, spânzuratul. Trebuie să aveți o nouă perspectivă. Dacă până acum v-ați sacrificat, acum trebuie să vă luptați. Da? Pe de altă parte, ca să câștigați aceste lupte, trebuie să aveți o nouă viziune pe care ați câștigat-o în acea perioadă de, no de sacrificii, da? Este interesant cum apare lanțul aici și apare și la asul de spade. Trebuie să, să ieși, să tăiați legăturile karmice, să tăiați legăturile în general, da? Karmic o să fie și la job, da? Și la job. Și între vecini și între oricine, da? Să tăiați aceste lanțuri ca să vă puteți lupta, nu? Aici e ideea. Unii dintre voi s-ar putea pe calea visului sau într-un mod necunoscut să găsiți idei cum să vă puneți la pământ dușmanii, uh -huh. dușmanii sau cei cu, cu care va trebui să vă ia uite, Iar apare justiția cu care va trebui să vă luptați pentru dreptatea voastră. V am zis, vă manifestați, vreți să vă manifestați acest suflet pereche, această ia iau uh, Flacără geamănă pentru unii, dar pentru a că vorbeam totuși de viitor. Aici este. Ieșiți din stagnare și puneți-vă la pământ și dușmanii. Eventual puneți legal la pământ. Pentru că aici este și regele de, de spade poate să fie un avocat care se luptă pentru terenul său, pentru casa sa, pentru familia sa viitoare sau prezentă. Asta pentru că apare justiția. Iar. Oh, ce frumos! Ce este suflete, perechi. Șase de cupe, doi de cupe. Cu care... Mai, mai, mai... Cu care puteți să aveți victorii, creștere spirituală vindecare, compasiune unul față de celălalt și un cuplu fericit, o casă frumoasă. Mai mai dar trebuie și unul și celălalt trebuie să vă rupeți de relațiile trecutului. Poate unul e căsătorit și altul nu e căsătorit, dar stă cu părinții sau are neamuri sau are, eu știu, pe cine prin jur, da? Aici este treaba. Mai, sper că v-a plăcut, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ia, mă luați un picus de trandafir. Ia, am -o. Ce frumos e, măi, ce frumos e. Vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.